Sute de copii riscă să abandoneze școala din cauza lipsei de acțiune a autorităților. O modificare a legii educației a făcut ca elevii care fac naveta să rămână fără transport gratuit. Multe familii nu au destui bani să acopere și această cheltuială și aleg să-și țină copiii acasă. Lăsați fără o șansă la educație, acești copii își strigă disperarea în fața mai marilor țării. Fizic, ai fost vreo zi la școală? Nu. Și de ce? Ce s-a întâmplat mai exact? Povestește. Păi, dacă nu am... Dar cum să... n-ai transportul sau cum? Nu îmi permit la transport să plătesc cât mi se cere. Cât e pe lună? Sau cât e pe zi? Cât plătești tu pe zi? Pe zi 30 de lei, dacă du-ți întors. Și pe lună ajungi la cât? 850 de lei. 850 de lei? Da. E o sumă care nu vă permiteți? Nu. Ce să faci? Păi dacă nu plătește ministerul, voi sta acasă pentru că... Da, nu-mi permit. Îți dorești să mergi, să termini ce? Da, e ultimul an și chiar aș dori să merg, dar dacă... Ești în clasa 12? Nu, am 11 profesională. Am 11 profesională. Da. A, și mai ai anul ăsta și termin. Da, și mi-aș dori să merg ca să termin, să iau o diplomă. Să... Da. Ce faci? În ce domeniu ești? Industria alimentară. Și practic dacă nu termin, nu... Dacă nu termin, nu iau diplomă și... Da. Ai vorbit cu colegii? Am vorbit cu colegii, cu doamna de practică, chiar acum 5 săptămâni am practică și am vorbit cu doamna, m-a înțeles că nu pot să ajung, că na, e greu cu banii, cu transportul. Sunteți mai mulți din zona de aici care nu au reușit? Suntem câțiva care unii își permit, alții nu prea, dar totuși se descurcă. Luni fata nu merge la școală, nu avem posibilitate să o dăm la școală, nu se decontează drumuri, nu au microbuz, plătim 30 de lei la zi bilet la liber și nu ne permitem. Cum era până acum? Până acum au fost bine, am avut abonament făcut la ROC, copiii erau în siguranță, erau duși la școală, duși de la școală, eram toți liniștiți. Și acum nu mai aveți... Cât vă costă la lună? La lună, în jur de 85 de lei, în afară de pachet. De 850 de lei. 850 de lei? Da, în afară de pachet. Numai transport? Transportul. Și cum e? O permiteți? Nu-mi permit. Cum să-mi permit? Chiar ce nu am aveți? Nimic, niciun venit, nimic. Alocația la copii. Ajutor social n-avem, complementară n-avem. De-abia am reușit și noi să cumpărăm o casă. Dacă din caz că nu se rezolvă treburile, o să rămâi acasă, ce o să fac? Nu am posibil. Sau să meargă când o să am bani și când nu... Să renunțe la școală? Sau? Na, normal, ce e de făcut? Ați încercat să vorbiți cu directorul? Da, 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 am vorbit cu directorul, am vorbit cu diriginta, am vorbit cu doamna de practică. Na, au zis că nici ei nu pot să facă nimic, din dată ce nu decontează niciun ban, nu... Da. V-a zis ceva? Știu ceva de deconturi sau nu? Nu, deocamdată nu. Până acum se deconta? Acum... Da, da, da. Era bine, oricum, de când a început și până acum au fost bine, chiar și când am plătit noi bilet la liber. Ajungeam la 400, cel mult 20. Și era bine, ne descurcam altfel, dar acum să plătim în fiecare zi 30 de lei de mileni și indriceni și două abonamente trebuie făcute. De mileni, dorohoi și indriceni. Situația este în felul următor. Firma de transport nu mai vrea să facă abonamente. Două săptămâni am plătit la bilet și
vrem să le, să le deconteze la firma de transport banii ca să, să poată beneficia și copiii, totuși, na, de bani. Că noi, părinții, nu avem atâția bani cât să plătim la ză. Firma. Cât vă costă dumneavoastră pe zi, pe lună? Of, 26 de lei e transportul pe zi, în afară de banii de mâncare. Plus, când învață la orele de practică, noi, părinții, dăm bani ca să cumpărăm toate produsele. Asta este problema la Șindriceni. Merg la școală, la liceu, la... Trăiam la unul la Șindriceni, fata la Dorohoi și unul la Smârdan. Și cât vă costă să vă trimiteți copiii la școală? Pe zi 30 de lei. De copil? Da. Și toți trei copii aproape 100 de lei? Da, cam așa vine. Și cum vă permiteți? Da, nu-mi permit iar deloc, am 10 copii care trebuie să le întreți în păște, așa am numai locația lor atât. Ajutor social nu am, complimentar nu am, că am pământ prea mult, 28 de ani, grădină, și nu-mi permit deloc. Și ce faceți în perioada asta? Se duc la școală? Unul dintre ei se duce la Dorohoi, la Șândrișân, care practica la Dorohoi, îi plătesc zârnic abonamentul, că e să meargă microbuzul, plătesc. Da. Și ăsta la Smârdan, o să merge, o să nu. Pe jos. Pe jos merge. Și celălalt la Dorohoi? Acela merge cu microbuz, îi plătesc de disă. Da, ziceați că aveți trei. Da, acelalt nu merge că fiindcă școala nu e deschisă deocamdată. Îi face online. 10 lei biletul până la dealul Crucii. Dus întorse 20. 20, da. Au dus întors, până la abonament au o reducere de 10%. La abonament. Și abonamentele sunt cumpărate de elevi. Dar bineînțeles, dacă nu le mai decontează Consiliul Județean la transportatori, cum a fost și rândul trecut, da. Și mai vin și fără, uneori îi mai înțelegeți, sau dacă e unul care nu are bilet, păi, încercați. Nu are azi, nu are mâine, trebuie... Da, o zi, două... O zi, două îl mai păsuim, na, nu ca să... Că noi înțelegem despre ce e vorba, la fiecare e foarte greu. Uite, vă zic că sunt din familie care am... Doi elevi sunt la școală și sunt alții și sunt plătesc dublu. Că acolo s-o grămadă bani care trebuie să fie părinți. Mă știu cu frate. Cum le-am zis, uite, tocmai el este, sunt doi din casă. De transport care asigurau transportul elevilor în această locație, motivând faptul că nu și-au primit o parte din banii pentru care au făcut servicii în primul semestru, au solicitat elevilor să-și suporte contravaloarea cheltuielilor de transport pentru a veni la Șindriceni. O parte le-au solicitat banii zilnic, o parte i-au păsuit până pe data de 11 să-și scoată abonament. Asta care în ce știți despre contarea abonamentului transportului? Deci în momentul de față, chiar dacă avem solicitări de la părinți, la elevi, să le explicăm, nu putem să le spunem decât ceea ce știm, că legea care este în vigoare în momentul de față scrie că transportul este gratuit. Dar nu există niște norme metodologice în momentul de față care să-mi spună cum se realizează acest decont. De asta nici nu putem să le spunem elevilor, părinților, ce să facem.